Alte două instituții de învățământ din Moldova au fost plasate în ultimele 24 de ore în carantină după ce au fost confirmate cazuri de COVID-19. Informația a fost prezentată de ministrul Educației Igor Șarov în cadrul ședinței de astăzi a guvernului. Astfel, potrivit oficialului, la moment 13 instituții de învățământ din Moldova sunt în carantină sau din cele 1240 de instituții de învățământ din țară, în 1227 procesul educațional se desfășoară în mod normal. Totodată, în prezent, 265 de elevi și 368 de profesori sunt confirmați cu noul tip de coronavirus. Și tot în cadrul ședinței de astăzi a guvernului, Igor Șarov a mai menționat că s-a decis ca toate școlile în care se vor organiza alegeri prezidențiale pe 1 noiembrie să fie închise a doua zi pentru dezinfectare. Astfel, elevii vor face lecțiile online.